RFI este 13 și 30 de minute. Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă emisiune Tânăr în Europa, o ediție în care vorbim despre democrația europeană și modul în care îi putem transforma pe tineri în promotorii ei. Alături de mine se află doamna Valentina Unguroiu din partea Biroului de Informare al Parlamentului European în România. Bună ziua! Mulțumesc Bună ziua. Că ați acceptat invitația. Alături de noi se află și domnul Gabriel Brezoiu, este general manager la Group of the European Youth for Change. Sper că am foarte bine. Bună ziua! Bună ziua! Românii sunt eurooptimiști. Cel mai recent Eurobarometru arată că tot mai mulți cetățeni români se simt cetățeni europeni. 74% dintre ei se declară optimiști în legătură cu viitorul Uniunii Europene, față de 56% media din Uniunea Europeană. Când vine vorba despre încredere în instituții, Uniunea Europeană se bucură de o percepție mai bună în rândul tinerilor decât conducerea țării, arată sondajele recente. Se observă însă o pasivitate. Tinerii așteaptă să primească avantaje în loc să fie proactivi. Cum poate fi transformată această încredere în Uniunea Europeană într-un stimul care să-i facă să devină promotorii democrației europene? Doamna Unguroiu. Bună ziua și bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Este o întrebare la care ne gândim și noi și încercăm să găsim răspunsuri și să venim în permanență cu idei noi prin care să îi implicăm pe tinerii mai mult în viața democratică, în procesele decizionale, plecând de la nivel local, național, până la cel european. Și încercăm să facem acest lucru și prin acțiunile pe care Biroul de Informare al Parlamentului European le organizează în România pentru tineri de liceu, pentru studenți. Și am observat în toate aceste acțiuni pe care le organizăm, într-adevăr, cum ai spus și tu, Andreea, mult entuziasm din partea tinerilor față de Uniunea Europeană, față de ceea ce le poate oferi Uniunea Europeană. Însă, într-adevăr, dacă ne uităm mai atent la anumite cifre, precum participarea la vot a tinerilor cu vârste peste 18 ani, desigur, la alegerile europarlamentare, la ultimele alegeri de anul trecut, observăm o diferență destul de mare între procentul de tineri care a participat la vot și procentul care se declară foarte, foarte atașat de Uniunea Europeană. În cadrul evenimentelor și proiectelor noastre, dintre care aș aminti deja tradiționalul proiect Euroscola, care se adresează tinerilor de liceu, proiectul Liceul European al Anului, dar și din multele dezbateri și consultări pe care le organizăm cu tineri, mai ales cu studenți din București și din alte orașe ale țării, am observat că există un loc în care ar trebui să insistăm mai mult, să venim cu mai multe informații și aici ar fi baza construcției Uniunii Europene, rațiunea de a fi a proiectului european, pe ce se bazează Uniunea Europeană și ce ne leagă pe noi, cetățenii europeni și în specific pe tineri. Și plecând de aici, am dezvoltat alte proiecte pentru a-i aduce pe tineri mai aproape de valorile și principiile comune ale cetățenilor Uniunii Europene, pentru ca ei să le cunoască mai bine, pentru că ei s-au născut deja într-o perioadă în care poate aceste valori deja au fost luate de-a gata, drepturile deja obținute, câștigate și poate valoarea lor intrinsecă nu mai este atât de mult înțeleasă și apreciată. Și atunci am venit acum, în această perioadă, cu un nou proiect care se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 26 de ani, Promotori pentru Democrație Europeană, prin care ne dorim ca ei să fie mai conștienți de aceste valori și principii comune europene,
ca baza înțelegerii a rolului pe care ei îl pot avea în societatea actuală, astfel încât ei să poată aduce o schimbare reală în comunitățile din care ei fac parte, printr-o implicare mai activă în procesele decizionale la nivel local, la nivel național, de ce nu și european mai departe, dar și prin stimularea altor tineri mai departe către în aceeași direcție. Domnule Brezoiu, sunteți partener alături de Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Asociația Pro-Democrația și Ministerul Tineretului și Sportului în acest proiect. Spuneți-ne, cum îi veți ajuta pe tineri? În primul rând, din punctul de vedere al organizației pe care o reprezint, tinerii sunt într-adevăr eurooptimiști și asta ne bucură, pentru că de fiecare dată când venim cu o inițiativă europeană, ei sunt foarte deschiși să afle mai multe despre ea. Însă e foarte greu să faci pasul între Uniunea Europeană de la lecția de geografie sau de istorie și Uniunea Europeană din viața reală, cu bune și cu rele, cu oportunități pe care ți le aducem în fiecare zi, cu faptul că poți călători oriunde în Uniunea Europeană doar cu buletinul și cu toate aceste lucruri care sunt despre ei. Ce încercăm noi prin proiectele pe care le facem este să aducem Uniunea Europeană să fie relevantă pentru tineri, pentru că abia atunci ei sunt motivați să se implice în mod real în ceea ce oferă ea. Sunt o grămadă de oportunități europene. Organizația noastră este în principal concentrată pe mobilități și pe oportunități de învățare. Tocmai de aceea proiectul Promotor pentru Democrație Europeană le îmbină pe amândouă. Pe de o parte, partea de învățare, pentru că tinerii vor avea posibilitatea să își dezvolte competențele personale și profesionale în cadrul acestui proiect, să învețe cum să vorbească în public, să-și îmbunătățească competențele de comunicare, să învețe despre instituțiile europene, despre valori europene, principii, cât și să facă activități practice. Pentru că asta este partea care lipsește în România. Tot timpul suntem îndrăgostiți de a filozofa pe anumite teme, însă avem o ezitare în a pune lucrurile în practică. Iar punctul pe care îl văd eu cel mai relevant în cadrul acestui proiect, pe care îl desfășurăm alături de Biroul de Informare al Parlamentului European, este fix această punere în practică a unor idei, a unor modalități prin care tinerii care vor fi selectați în cadrul acestui proiect să ajungă în comunitățile lor. Doamna Ungureu, mai este fix o săptămână timp pentru înscriere. Care sunt proiectele eligibile și care va fi mecanismul după aceea? Aici nu vorbim neapărat de proiecte eligibile. Noi alegem tineri. Tineri care trebuie să ne convingă prin aplicațiile lor că au o idee de acțiune de comunicare pe care eu o pot implementa într-adevăr, așa cum a spus și Gabriel, în comunitățile din care ei fac parte, o idee care să ne convingă pe noi că ei au găsit acea modalitate creativă și originală de a ajunge mai departe, de a transmite informații despre Uniunea Europeană, despre modul de funcționare a Parlamentului European ca pilon al democrației parlamentare europene, mai departe către tinerii din colegi de generația lor. Este vorba despre tineri care fac parte din organizații, pot participa și individual? Există într-adevăr câteva condiții de participare, câteva condiții de eligibilitate. Într-adevăr, tinerii trebuie să fie reprezentanți ai unei organizații de tineri, asociații studențești sau ai unei organizații care desfășoară activități pentru tineri. Dar ei vor participa, se vor înscrie la proiect în nume propriu, ca reprezentant însă al acestor organizații din care ei fac parte, pentru că mai departe în implementarea acțiunilor de comunicare ei vor avea nevoie și vor beneficia de sprijinul și de experiența organizațiilor. Am citit în regulamentul de participare că va exista o componentă online și una offline. În componenta online se încurajează interacțiunea cu presa. Cum pot face asta niște tineri? E destul de greu să ajungi la presă ca PR prin comunicate, dar
de pe poziția unui tânăr care nu are legături, să spun. Statisticile ne arată că tinerii petrec foarte mult timp online, în special pe dispozitive mobile. România începe să are un trend foarte ascendent puternic pe propagarea internetului, pe modul în care tinerii încep să folosească aceste dispozitive tot mai mult. Motiv pentru care să facem proiect de comunicare destinat tinerilor și să ne ai în vedere componenta online, deja ar fi un nonsens. Deci, din punctul nostru de vedere, este esențial ca tinerii să ajungă la această informație în mod online, prin mediul online, iar în momentul în care ei devin promotori ai democrației, să se folosească, eu aș spune, în principal de mediul online, pentru a-și propaga mesajele. Această legătură online-offline este iarăși binevenită, pentru că se pare că așa sunt cele mai de succes campanii de comunicare în momentul de față, pornesc în offline, ajung în online și se întorc în offline, sau invers, pornesc în online, ajung în offline și se întorc în online, pentru că tinerii vor dinamism și vor ca mesajele să aibă legătură cu viața reală. Organizăm un eveniment, să spunem, într-o sală de clasă sau într-o sală de training, după care trebuie ca niște mesaje să ajungă în format electronic, astfel încât și alți tineri să poată să interacționeze. Fiind vorba de presă, presa din România este exaltată de o grămadă de mesaje, este o zăpăceală în fiecare zi, nici nu știe ce să preia mai întâi, motiv pentru care probabil se orientează către acele mesaje cu adevărat originale și care reușesc să facă diferența față de celelalte. Tocmai de aia și prin trainingul care va avea loc la București pentru cei 30 de tineri selectați, încercăm să le arătăm câteva trucuri prin care mesajul lor să ajungă mai departe de cei 20, 30, 40 de tineri cu care vor intra în contact direct și să încerce să influențeze o comunitate mai mare în mediul online. Va fi un workshop de 2 zile sau 3 zile în luna iulie? Workshopul se va desfășura pe parcursul a 3 zile, în perioada 1-3 iulie și practic reprezintă prima etapă din proiectul ulterior selecției celor 30 de promotori. Pentru că e important să spunem că în urma aplicațiilor primite vom selecta un număr de 30 de tineri care vor fi promotorii pentru democrație europeană în 2015. Ei vor participa la acest workshop în perioada 1-3 iulie ca o primă etapă în proiect. Workshop-ul va fi foarte interesant. Va fi format din multe seminarii interactive din care tinerii vor putea afla într-un mod original și practic informații despre modul în care funcționează Uniunea Europeană, despre valorile și principiile democratice, dar așa cum a menționat și Gabriel, o componentă importantă este și aceea de a le dezvolta lor abilitățile necesare în organizarea unor acțiuni de comunicare, precum cele pe care ei le vor organiza ulterior acestui workshop. Dar în același timp ne dorim și suntem convinși că aceste informații, aceste abilități pe care ei le vor dezvolta pe parcursul workshopului, le vor fi utile pe parcursul întregilor activități în cadrul organizațiilor. Iar în ceea ce privește presa, aș vrea să fac o mențiune. Noi încurajăm pe ei să încerce într-adevăr să transmită mesajul lor și mai departe de tinerii pe care îi vor avea ca participanți la acțiunile lor proprii de comunicare și de a învăța anumite trucuri, cum poți comunica eficient cu presa din, mai ales din media locală, pe teme europene, pe teme care interesează pe ei și care fac obiectul activităților ca organizație, pentru că am observat foarte multe dintre organizațiile de tineri cu care noi am colaborat până acum au căutat ca tot timpul în acțiunile și proiectele lor să
să devină mai vizibil, să facă aceste proiecte cât mai vizibile și prin intermediul prezei locale. De aceea credem că e o componentă utilă pentru ei. Orice concurs are și o motivație care constă într-un premiu. Care este acesta? Nu vor fi premii în acest proiect, pentru că nu este un concurs, este un proiect prin care noi ne dorim să ne alăturăm nouă 30 de tineri care vor deveni, care se vor constitui într-o rețea pe care, de ce nu, o vom putea dezvolta în anii următori, iar ei vor trece în mod firesc prin mai multe etape. Practic, prima etapă menționată deja este acest workshop, în urma lui ei vor fi deja mult mai bine informați cu privire la Uniunea Europeană și vor putea dezvolta propunerea de acțiune de comunicare cu care s-au înscris în proiect și pe baza căreia noi vom fi selectat, urmând ca apoi să implementeze această propunere de acțiune de comunicare și credem că asta este o motivație în sine foarte puternică, pentru că asta face acest proiect, le dă șansa tinerilor să se implice cu adevărat, să facă acel pas mai departe spre comunitatea lor, spre a aduce acea schimbare de care vorbeam la început. Și acest lucru îl pot face cu sprijinul organizațiilor din care fac parte, desigur, dar și cu îndrumarea noastră a organizatorilor pe tot parcursul planificării acțiunilor lor. Apoi, în mod firesc, după aceste acțiuni de comunicare, vor putea să înțeleagă și mai bine ce înseamnă Uniunea, instituțiile și cum funcționează Parlamentul European, văzând pe viu aceste lucruri la Bruxelles, la sediul Parlamentului European, într-o vizită de 2 zile. Urmând ca ulterior, pentru a trece prin toți pașii pe care îi presupune acest proiect, la final să ne strângem cu toții din nou, să discutăm, să vorbim despre experiențele pe care ei le-au avut atât în evenimentele organizate, cât și la Bruxelles și să înțelegem mai bine punctele puternice ale acestui proiect, ce au învățat ei, ce ar fi putut să facă mai mult și, în principiu, rezultatele pe care ei le-au avut și schimbările pe care poate le-au văzut deja în urma acțiunilor lor. Am înțeles. Vorbeam despre necesitatea, nevoia de a cunoaște valorile și principiile democrației europene. Care este pericolul pentru tinerii care nu le cunosc? Cred că, în primul rând, aceste valori și principii pot reprezenta, să spunem, o bază de conduită a noastră de zi cu zi. Cunoașterea lor poate reprezenta o cunoaștere mai bună a drepturilor pe care ei le au, drepturi care derivă din aceste valori și principii. De exemplu, dreptul de a alege reprezentanții în Parlamentul European este un drept pe care ei îl au, dreptul de a fi ales, de a candida și de a fi ales pentru Parlamentul European, dar și multe alte libertăți, libertatea de a circula liber în Uniunea Europeană, dreptul la educație în oricare din țările membre ale Uniunii Europene. Deci, important este ca ei să le cunoască pentru a le putea respecta la rândul lor și a le valoriza și a le transmite mai departe celor de lângă ei. Aș mai avea o completare. Vă rog. Tinerii români sunt, fie că vor, fie că nu vor, în momentul de față, pe o piață europeană. Vorbim pe o piață europeană a educației, în momentul în care ei candidează pentru un loc într-o universitate din Uniunea Europeană, candidează în același concurs cu tineri din întreaga Uniune. În momentul în care își caută un loc de muncă,
fie că vorbim de un loc de muncă în România, fie că vorbim de un loc de muncă într-o altă țară europeană, ei candidează cot la cot, cu drepturi egale, cu cele ale celorlalți tineri din Europa. Necunoscându-și drepturile, nu prea știu nici cum să le folosească în mod inteligent și pornind de la aceste drepturi care stau la baza Uniunii Europene, Comisia Europeană și Parlamentul European vin în fiecare perioadă de programare cu noi programe destinate nevoilor pe care ei le identifică, în special și pentru tineri. Vorbim aici de programul Erasmus Plus, care este dedicat tinerilor pe toată această componentă de mobilitate și de învățare, iar tinerii necunoscând toate drepturile care le au, uneori li se pare neobișnuit că undeva de la Bruxelles vin bani europeni pentru români, iar ei neînțelegând drepturile pe care le au, li se pare neobișnuit că li se oferă acest lucru. De 5 ani sunteți în organizația Group of the European Youth for Change. Cum ați observat că s-a schimbat atitudinea tinerilor față de Uniunea Europeană? Dintotdeauna tinerii au fost eurooptimiști, însă cred că din ce în ce mai mult ei înțeleg cât de mult îi poate ajuta acele experiențe relevante pentru ei. Vorbim aici în special de mobilități, pentru că noi ne ocupăm cu aceste programe în mod special. Tinerii au posibilitatea să călătorească într-o altă țară din Uniunea Europeană, fie că vorbim pentru perioade scurte, pentru un schimb de tineri de 7-10 zile, sau că pentru un curs de formare, sau pentru mobilitate studențească de un semestru sau două. Profitând de toate aceste oportunități, ei practic devin mult mai competitivi pe piața muncii. Pentru că până la urmă Uniunea Europeană a pornit ca Uniune economică și are o bază economică puternică și își dorește să aibă angajați tineri cât mai competitivi, pentru că la rândul ei Uniunea Europeană funcționează și pe o piață globală. Ce s-a schimbat în acești 5 ani? Cred că din ce în ce tinerii sunt mai informați. Însă, cu cât informația este mai mare, mai abundentă, cu atât este mai greu să o faci relevantă pentru ei. Ei aud Uniunea Europeană în fiecare zi. Aud la spoturile de radio pentru niște proiecte finanțate din fonduri europene, văd panouri pe străzi, aud că în ziare se vorbește de acest lucru. Deci Uniunea Europeană ajunge la urechile lor în fiecare zi. Motiv pentru care cred că față de acum 5 ani este mult mai greu să spui ceva de Uniunea Europeană care ei să înțeleagă că e ceva despre ei și că nu este încă un proiect finanțat din fonduri europene. Asta este provocarea cu care noi ne confruntăm în mod periodic, să facem proiectele mai relevante pentru ei, să le scoatem în evidență acele lucruri care îi pot ajuta în viața lor personală și profesională, iar cealaltă dimensiune pe care aș vrea să o scot în vedere este că, deși ei cred că știu multe despre Uniunea Europeană, de cele mai multe ori nu știu. La 8 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, tinerii sunt grupul totuși cel mai refractar la mesajele europene, pe care le caracterizează a fi deseori indigeste. Cum poate fi dărâmată această barieră de limbaj, doamna Unguroiu? Cred că, în primul rând, prin aducerea Uniunii Europene mai aproape de ei, prin a le vorbi direct tinerilor despre efectele legislației europene asupra lor, despre impactul pe care legislația europeană o are în viața lor ca tineri, ca studenți, ca viitori profesioniști, dar foarte important și de arătat este și rolul pe care ei îl pot juca la rândul lor în influențarea politicilor publice europene prin intermediul, de exemplu, al europarlamentarilor care ne reprezintă în Uniunea Europeană, pentru că Parlamentul European este vocea cetățenilor până la urmă. Deci cred că este important de avut în vedere ambele direcții. Modul în care noi putem influența aceste politici publice pentru a le aduce mai aproape de nevoile noastre și asta se poate face printr-un dialog bidirecțional, pentru că doar prin acțiuni de informare și proiecte care într-adevăr
trebuie să fie cât mai relevante pentru ei și exprimate într-un mod cât mai relevant și pe înțelesul lor, nu este suficient. Este important ca la rândul nostru să avem un feedback continuu din partea tinerilor, să înțelegem mai bine ce îi preocupă cu ei, pe ei cu adevărat, și de a transmite aceste mesaje mai departe la decidenții europeni. Domnule Brezoiu, am citit în statutul organizației dumneavoastră că unul dintre obiective este impulsionarea tinerilor de a schimba comunitățile. Practic, cum reușiți să faceți acest lucru? Prin primul element la care ne duce cu gândul acest paragraf din statut este că tinerii trebuie să devină mai puternici. Ca să poată să schimbe ceva, trebuie să devină mai puternici, iar pentru a face acest lucru, noi punem mare accent pe componenta de educație. Educația din România, o spun statisticile, o vedem și noi pe pielea noastră, este, să zicem, rudimentară de multe ori și lipsită de relevanță practică, motiv pentru care încercăm să completăm experiențele lor de educație formală cu experiențe de educație non-formală și cu mobilități europene. Încercăm să le dezvoltăm competențe cerute de pe piața muncii, încercăm să rămânem într-un dialog permanent atât cu instituții publice naționale și europene, cât și cu angajatori, pentru a vedea ce se caută pe piața muncii, și vorbim acum nu numai de o piață locală sau națională, ci și de o piață europeană, motiv pentru care încercăm să descoperim acele competențe care sunt căutate. Și ca să nu fie o surpriză pentru tinerii care ne ascultă în acest moment, se pare că sunt câteva categorii de competențe care sunt căutate indiferent de industrie. Vorbim aici, în primul rând, de competențele de comunicare, apoi vorbim de competențele digitale. A folosi calculatorul în diverse modalități profesionale este un aspect de dorit, și noi punem mare accent pe managementul de proiect. Observăm că atât în instituțiile publice cât și în mediul privat, toată activitatea se structurează pe proiecte, motiv pentru care un tânăr din secolul 21, un tânăr european, trebuie să fie pregătit să poată să gândească și să implementeze proiecte. Astea sunt cele trei seturi de competențe pe care noi le urmărim și încercăm să le dezvoltăm cam prin toate programele pe care le desfășurăm. Doamna Ungureu, spuneați că Uniunea Europeană trebuie să vină mai aproape de tineri. Se întâmplă acest lucru și prin social media? Categoric. Tinerii, mediul online, social media este, cred că, cu precădere un mediu al tinerilor, un mediu în care îi regăsim pe tineri, și este clar, instituțiile Uniunii Europene au înțeles acest lucru cu mult timp în urmă și comunică cu tinerii prin această modalitate, sperăm noi, cât mai eficient, prin mijloace specifice, prin informarea lor cu privire la tot ce se întâmplă în Uniunea Europeană, dar într-un mod mult mai simplu și pe înțelesul lor. Și asta se vede și din cifrele, din cifre, practic, vedem câți urmăritori, câți tineri urmăresc paginile de social media ale instituțiilor europene, ale biroului de informare al Parlamentului European în București, și ne bucură să vedem în felul acesta că putem crea un dialog cu tinerii în social media și putem avea reacții în timp real și mesaje către decidenți din partea tinerilor. Mă uitam ieri pe contul de Facebook al Biroului de Informare al Parlamentului European în România. 48.000 de like-uri este foarte mult, este extrem de mult pentru un cont care nu distribuie mesaje din astea sociale. Divertisment. Da, divertisment din categoria click aici și așa mai departe. Așadar, toate informațiile pe care le căutați despre Uniunea Europeană, despre Parlamentul European și proiectele aflate în derulare pot fi găsite pe pagina Biroului de Informare al Parlamentului European în România. De asemenea, și există o pagină și pentru Group of European Youth for Change
și acolo există tot felul de call-uri pentru proiecte în care pot fi implicați tinerii. Așadar, vă așteptăm să vă înscrieți, mai aveți o săptămână pentru proiectul promotorei democrației europene. Mulțumesc frumos pentru prezență, mulțumim. Doamna Unguroiu, mulțumim. Domnule Brezoiu. Noi ne auzim data viitoare, miercuri, la Tânăr în Europa.